susțin prelegerea. Să-l lăsăm și pe Eminescu să vorbească. Prin câțiva membri ai cercului de teatral ai Seminarului Teologic Ortodox Dionisie Exegu din Constanța, care să ne încânte cu versul eminescian. Ar vrea să ascultăm Odă-n metru antic și dacă dorința, vă rugăm. Credeam să învăț a muri vreodată. Părul tânăr, împășurat în manta, ochii mei înălțam visători la steaua sângerii. Când, deodată, răsări și în cale. Suferință, Tu reros de dulce, până în fund vă uit voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic, ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de haine, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mele. Pe-al meu propriu vis, mistuit, mă vai. Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el ca pasărea Phoenix. Piara mea, cât tulburător din cale, vino iar în sân nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie, redă-mă.